N-ai ce să le Așa, eu m-am încadrat, tu te-ai încadrat, nu zice nimeni că ești pe budă. Nu o să zic că ești pe budă. Ok. Bă, de ce poți? Că poți să le și arăt, nu-i problemă, uite. Băi, voi vă dați seama cum mă simt eu. Bun. Eu sunt super confortabil, mie îmi place foarte mult. Ready to go. Și eu sunt în boxe, dacă te ajută cu ceva. De-aia mă invitați. Wow. Bă, salută, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast Muralele Voastre. Se spune de fundal de la Agen. Nu, eu? L-am adus la podcast pe nimeni altul decât Claudius. Nu știu, tu acum, Agen, tu acum faci așa. Așa? Nu poți să fac așa? Ca o prințesă? Ăla-i next level. Vă salut, fratele Conacu, alături de Claudinski, și l-am adus pe omul Claudinski la un podcast, pentru că nu e, n-o să fie același om de pe TikTok. O să fie? Nu. Sunt, eu în sine sunt destul de retardat și sunt copilăros, dar o să fie o diferență vizibilă. Ok, auzi, de ce put picioarele dacă n-au nas? Ce miros picioarele? Asta era din Edecin, da. Și m-am gândit foarte mult timp la chestia asta, frate, și asta mi-a plăcut cea mai mult, faza asta și faza aia cu cândura care zicea de măta, mă, aia este, sunt de astea clasică. Hai să te luăm pe stilul altul. Pești nu put, sub apă pești nu put. Ok. Lumea lui Bobby, nu știi? Da, știu, dar nu prea e timpul prea castanelor. Lui. Viața cu lui. Mamă, tata vrea să-l mănânce pe pipe. Dar care ți-a părut cel mai șmecher desen? Mamă, cum am început? Andy, ce-i cu Andy? Farțele. Ce-i cu Andy? Solid. Top așa, să-ți fac top sau doar ăsta? Băi, nu știu, sunt mulți. Mă uitam foarte mult la Gemini Cramp. Ce-i cu Andy? Copii de la 402. Îmi plăcea foarte mult Jetix-ul, știi cum era Jetix? Jetix. Atunci era altceva. Copii de la 402, m-am uitat la H2O, dar acum avem și altceva. Intră în apa mării și nu te teme, ai să vezi să nos printre sirene. Ăla-i tată, vezi? Nu mai știu mai departe, am făcut și o intro, deși nu știi, da, n-ai cum să știi, dar fii atent aici. Părere sinceră, fii atent la rece, îți fac. Ready? Hai. Vreau să te văd. Am emoții. Că audiți că reacționează la intro-ul meu făcut după sirenele. Hai. Cum a fost? A fost foarte cute faza de final. Și am zis că dacă aveai și produse de sirenă, gen, bă, nu era trending până la urmă. Eram la, bă, știi cum mi-a zis multă lume, dar unde sunt cozile? Eram la un grătar, știi? Și am zis, bă, stai mă un pic, că nu e așa. Și am zis să facem un intro de ăsta. Bă, oricum, oricât de mult hei și-ar lua, ea-i dă înainte, ai văzut? N-am nicio treabă. Keep it up. Bine, fată deșteaptă. Bun. Claudiu, cum vrei să zic? Cum vrei tu? Claudiu. Cleo. Ricky. Cleo îmi zicea antrenorul de polo, când făceam polo pe apă, îmi zicea Cleo așa, într-un mod ai foarte... Ai făcut și va... Ok. Păi stai mă, bossule, mie mi se pare că trebuie să faci un sport, un instrument și să scrii cel puțin încă o limbă străină ca să fii om. Ah, păi dar eu știu. Adică sport. Tu știi, eu știu de tine că tu știi 5 limbi străine la perfecție, a 6-a nu știi foarte bine rusa. Știu că ai făcut ce ai făcut, pian, cum să nu ai instrumentul la marimbafon, ai făcut ce ora și... Mă rog, acum nu știu ce sport ai făcut neapărat, dar pare genul de parcă ai face fotbal sau ceva de genul. Processing. Ce p***a mea, mă?
Ai zis la bula, nu? Am făcut Jur. fotbal, am cântat la instrument la cea târnă, nu la... Așa, și spaniola am scris, nu spaniola, am scris în spaniolă, dar și în portugheză, îmi place foarte mult portugheza. Eu nu temi, eu m-am bagheta magica, Bongo. pa fazer uma echipa, cada dia cigar um jogador, fala outra língua, Kimenes, não estou, mas é um Bravo, tiro, pus, doar o que pulici, eu me digo. pulici. Eu fac pe Duolingo franceză. Eu mai stau așa pe Adică. telefon dacă tot stau. Dacă tot, uite, literalmente acum am primit o notificare de la Duolingo. What the Și fuck? ce e ăla? Duolingo e o aplicație în care poți să înveți literalmente orice limbă străină vrei tu și durează 10 minute să exersezi zilnic chestia asta. Și uite, de exemplu, în loc să stau aici, vorbesc cu tine, mai fac la Duolingo pe WC-ul și chestii de astea, înțelegi? Deci decât să filmezi cu mine, mai bine stai pe WC-ul și faci la Duolingo, francez. Ocupat. O să auzi asta, Un foarte bine. podcast, un podcast în WC-ul. Dar tu nu ești acasă, mă? Ce anume? Ești acasă? Nu, sunt la un restaurant acum. Păi și de ce nu mi-ai zis, mă? Ce să zic? Păi Frate, că e gen chill, e filmam ok. când... Ah, ok, da, bun. Bro, e chill, calmează-te, nu-i problemă. Claudiu, pentru toată lumea, vrem să te auzim cum te caracterizezi într-un minut. Într-un minut, ok, eu sunt în primul și în primul rând dramatic, în sensul în care eu de când sunt mic vreau să fac orice legat de dramă, de scenografie, de filme, de piese. Pot să zic că sufletist, doar că, după cum poate ști și tu, multe fete m-au testat, așa că a trebuit să mă adaptez la noua normă socială. Așa. Pot să zic, nu neapărat perseverent, consistent, pentru că pe YouTube, pe TikTok, pe toate chestiile astea, dacă nu ești consistent, poți să faci videouri. Bine, îți dai seama, contează și ideea videoului, dar dacă faci consistent, tot o să crești acolo. Și motivat, aș putea spune, foarte motivat. Time's up. Și tu n-am aflat nimic despre tine. Claudiu, câți Cum ani ne... ai? A, mamă, deci am primit întrebarea asta pe live de atâta ori. Nu Deci știu că ai înțelegi, eu 27 am de ani. sechele. Știu Eu că ai am sechele 27 deja. de ani. Știu că ești născut în... Om... Am văzut un TikTok al altăieri cu tine, gen 1993, nu mai știu cât exact. Nu, 7 boss, am 23 de ani. Du-te, mă, de aici, că e 27. Du-te, mă, de aici, acum chiar faci mișto de mine. Am 23, mă, frate, știi, ai, 23, lasă-mă. do... da, am văzut un TikTok, m-am văzut un TikTok în care ai spus tu. M-am uitat așa un pic pentru că eu te știam, eu când te-am văzut prima oară pe TikTok, tu făceai un alt tip de content față de ce faci acum. Ai schimbat un pic timpul de content. Da, îl făceam mai porcos, da, mai Nu lumea mai mai porcoasă și porcos, știe. nu La neapărat. început de tot, uite-te să vezi că era stil diferit, acum m-am adaptat după Nu, audiență foarte mult. eu mă refer la tipul de content, îl făceai cu bunica ta, parcă, sau nu știu cine e. Băi, Bunica dădeai ta. teroare, mă, mâncați. Și am râs cel mai tare la TikTok-ul, sincer, când Claudiu vine acasă hrănit de altă bunică. Deci, bă, băiatule, bă. Bă, dar N-ai. numai... Deci, când am văzut că video-ul ăla, gen, s-a dus cât de cât viral, nu venea să cred. Adică, literalmente, eu stau să fac un TikTok 20 de minute, 30 de minute, să le editez ca lumea frumos, cu efecte, chestiile astea, 5.000, 10.000 de like-uri. 2 minute stau bunica, stai și tu în fața camerei, te frumos și par supărată. 90.000 de like-uri. Ce? Mamă, This is așa the de story mult. of my life. Ok, atât de multă muncă. O să aflăm pe parcurs. Claudiu, ai 23 de ani, născut, crescut unde? Născut București, crescut aici, cum am mai zis, am fost în Anglia 3 ani de zile pentru facultate să termin acolo, m-am întors aici să termin masterul și cel mai probabil într-un an de zile o să mă reîntorc în Anglia, că acolo este viața mea, e sufletul meu. Ți-ai lăsat loc de bună ziua acolo sau ai pe cineva acolo sau care e? Nu, pur și simplu, îmi place stilul de viață, îmi plac oamenii, îmi place și energia de acolo, gen, comună, în ansamblu. Mie mi se pare un pic posomorâți. Eu am fost, am trăit vreo 6 luni, 7 luni, cam așa, Da? în Anglia. Mi se pare un pic posomorâți. Poate de la vreme, sunt de acord, că vremea, dar mie îmi place vremea aia foarte mult. Eu mă Așa trezeam și vedeam că ploioasă? așa, nu ploia, așa mai încet, puh, plin de nori. Da, ok, încețoșată. M-am gândit și eu un pic să zic cuvântul ăsta. București. Da, bine că n-ai mai lăsat pe mine. Da, hai că da, mamă, mi-ai zis. Deci înainte să începem podcastul, el mi-a zis mie în felul următor. Bă, uite, vezi că am terminat masterul și nu știu ce. Și zic, bine. Ești însurat? Parcă ești însurat, nu?
Cu copil? Nu, am avut o iubită de 2 ani de zile, ne-am despărțit undeva prin, nu mai știu, aprilie sau mai, nu Ok. mai știu exact când. Și a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o iau. Nu e ca și cum nu ne înțelegeam, numai că, după părerea mea, mă rog, erau și niște chestii personale Da. implicate în chestia asta, dar nu vedeam un viitor cu ea, pur și simplu. Deci a fost așa un cumul. Și Dar ea știa treaba o asta? iubesc, încă o iubesc și sper să aibă o viață frumoasă. Nice. Shout out pentru fată. Shout out. Ok. Da. Deci e singurel acum. Mamă, Da. fetele și freacă mâine. Și că tu arăți și Da. așa băiat bine. Adică, nu bărbat, că ai 23. Adică ai barbă, dar... Ok, bun. Claudiu, avem un subiect comun. Bine, comun când zic înseamnă că știu și eu cât de cât, dar nu mă considera, da? TikToker. TikTok-ul. Spune-ne, te rog, cum te-ai apucat de TikTok? Extraordinar de simplu. Eu vreau să fac video, content creation, toate chestiile astea și trebuia să-mi găsesc o platformă pe care trebuie să fac chestia asta. M-am gândit la Facebook, n-am mers. M-am gândit la Instagram, n-am mers. M-am gândit și la Vine, când a început prima oară, n-am mers. Am văzut că pe TikTok se poate crește, are un algoritm foarte, foarte bine definit, astfel încât să aibă un reach extraordinar pentru toată lumea. Și am văzut că dacă postez absolut orice chestie, cum am zis și de bunica, o chestie pe care o faci în 2 minute, se duce viral, poți să, de acolo poți să începi cariera. Să faci multe Și cum te-ai chestii sau apucat? așa. A, cum am apucat? Având în vedere că pe Vine, pe Instagram, pe Facebook nu am mers, am dat de TikTok. Prima oară, sincer, am fost așa mai reticent, pentru că mă gândeam, bă, aplicație pentru copii, nu o să mă încadrez acolo, cine știe, până. După aia, la un moment dat, am zis, hai mă, să postez o chestie, să văd ce se întâmplă. Și am văzut că merge și de atunci am zis, ok, I guess I'm a TikToker now. Ok. Care-i primul tău clip pe TikTok? Înainte să fie TikTok, era Musical.ly. Și primul meu Musical.ly este, mamă, e atât de cringe, nu pot să cred. E un video de la, e sunetul de la The Weeknd, ăla The Hills, și eu fac chestii de alea așa pe el. Dacă te uiți, e extrem de cringe. Dacă te gândești la primul video făcut de TikTok, în stilul TikTok, e un video legat de frații mei, că eu sunt capra aia neagră, că dacă ei fac ceva, ei sunt iertați imediat, dar E dacă cu eu oaia, fac mă. ceva, ce Oaia. nu? Oaia, oaia. Capra, Îți oaia, place tot aia. capra, nebunule. Să mă o familia mea, te mine, te încoace, că dacă un moment nu unt pe mă cupăți. Momește frumos. Deci, oaia neagră a familiei, ăla e primul tău clip, practic, legat, nu cum legat, al TikTok-ului. Da, Bun. Și TikTok-ul meu, da. ai fost așa? A boboiești Bă, nu sau? s-a dus super viral, dar am văzut că am strâns, cred că, 3.000 de like-uri la TikTok-ul ăla, o Wow. chestie pentru mine care atunci era gen Să încep cu 3000? Și la ăla cu musical-ul dinainte? Ăla a făcut 20 de like-uri, dar acum am făcut o reacție pe TikTok care ziceam, bă, ăsta este primul meu Musical.ly și acum are 9.000 de like-uri, A, 8.000, vezi? 9.000 de like-uri Vezi? chestia Vezi ce înseamnă? Ok, deci te-ai apucat dintr-o prostie, așa? Când mai exact? Anul trecut, la final de iulie. Știu că era mimul ăla cu Area 51 când m-am apucat Mamă, cu de... Naruto. Mai știi? Da, știu. Hai să invadăm. Ok, deci august ai făcut un an de TikTok. Ai Da, făcut un an un și an un pic. și un pic. Cât ai Un reușit să pic, da. strângi într-un an și un pic? 728.000 de followers, 728.000. cred. Ești la curent Da. zilnic, gen cu cât ce se întâmplă? Clar, clar, clar. Eu trebuie să fiu la curent zilnic și cu trendurile și cu ce merge, ce nu merge, cu sunetele. Un pro tip care merge și pentru tine, să folosești sunete populare pentru că se bustează automat să vadă mai multă lume. Pentru Ca să toată știi. Și lumea. trendurile, îți sugerez să faci trenduri, dar nu alea, nu la fel. Să nu le faci Eu la fel, vreau să să fac adaugi WAP-ul, gen, știi? pentru aia ta. Pot să fac WAP-ul? Cu ce? Cu WAP aia. Do the WAP, do the mo... Nu știu. WAP, WAP, aia mă. A, the WAP! Am înțeles, Așa am mă. înțeles, am înțeles, Alucard TV, da, poți să Da. faci, dar în stilul tău. Păi dacă mă vezi cum dau din cur, vezi că dau mai bine ca unele femei. Bă, mă tot grupez, mă, o să mă apuc. Dar când să treci aplicația. Auzi, da, te-ai întrebat vreodată cine-i Cardi A? Nu, cine Cardi Păi nu știu nici eu, de-aia te-am întrebat. E? Pentru că am înțeles întrebarea, pentru că e Cardi B.
Deci, e a doua, practic. Dar cine e Cartier? Ca și cum zici, gen, Conacul 2. Și care e Conacul 1, gen, știi? Sau... Poate că tot ea, numai că prima variantă n-a fost populară. Sau poate mai un simplu că pe ea o cheamă cu B, probabil. Și a zis Cardi B. Da, adică... bine, mersi, bravo. Bun, ok. Un an și un pic, 728 de mii, o sumă mare. Incredibil de mare. Ți se pare că puteai mai mult? Dacă m-aș întoarce în timp și aș vorbi cu sinele meu de acum un an de zile, aș spune doar să postez mai consistent. Atâta. Cât adică eu postez cel puțin 5 TikTok-uri pe zi. Cel puțin, da, ca să poți să crești ca lumea. Pentru că te gândești așa, la mine este quantity over quality, întotdeauna. Pentru că din astea 5, sigur unul o să prindă ca lumea, chiar dacă celelalte nu o să prindă. Mamă, deci în capul meu se întâmplă așa, eu la acum 2 ore am filmat cu Elian, ți-am zis și ție, și mi-a dat și el niște informații, așa de... mindfuck și tu acum îmi zici la fel multe informații, dar invers, știi? El era, invers. Bă, eu postez, zice, poate postez 1-2 într-o zi și după aia nu postez nimica, dar decât să postez mai multe, gen, știi? Și tu exact opusul. Exact opusul. Emilian? Nu, Elian. Băiatul cu torturile, mă. Da, opiniile sunt după ce de acum. Bă, îți dai seama, cum, ca și da. Pe YouTube. Asta mi-a mers mie. Bineînțeles. Să postez ce este trend. Acum, uite, de exemplu, cu jocul ăsta Among Us, rupe complet. Mâine mă duc să-mi iau pisica lumea și vreau să mă joc și cu tine Among Us. Mamă, deși eu nu m-am jucat niciodată. Nu pot să cred. Am fugit de el, toată lumea, toți prietenii mei se joacă Among Us. Cu impostorul unul omoară pe altul și după aia caută. E un fel de mafia de când eram noi mici. Mamă, da, bă, o să-mi iau și eu, mă, ce ești nebun, nu scap deloc. Ce pot să fac altceva? Bă, mi-ai dat în creieraș, cred că asta a fost, a zis, stai că intru pe ăsta, îi zic, îi răspund la 2-3 întrebări, îi dau 4 informații și gata. Păi el are masă, mâncava și, băi, ce goșilor? El are, apropo, ce părere ai? Mă încep să întreb lumea, cum ți-a părut prima oară când ai interacționat cu profilul meu de Instagram? Bă, adevărul e că atunci când am văzut la CR un cont care se numește Jegosul Suprem, eram intrigat, să știi, eram gen, ok, vreau să facem ce spune. Jegosul. Bă, nu pot să-ți arăt, mă, că eu mi l-am tatuat aici pe burtă, gen. Serios? Da. De ce nu poți să arăți? Păi, ca să nu, gen, a? What? Nu. Asta înseamnă dedicație. Bine, l-am tot pieptul, dar vreau să zic așa. Ce dedicație, mă, mi-am făcut mie dedicație, ce ești nebun. Doamne. Da, mă, nu, am început să întreb pentru că oamenii sunt așa, și cum am mai zis de multe ori, o să trebuiască să schimb numele ăsta, m-am lovit de o treabă. A venit un brand, să zicem, și a vrut să facem o colaborare, știi, și a zis că există o singură problemă. Și am zis, da, spuneți, știi că vorbim gen, pana mea. Se poate să schimbați numele pe Instagram? Înțeleg. Și eram, bă, da, dar știi că it's mine. De-aia mi l-am și tatuat și am zis, bă, da, nu știu că îl schimb, pentru că, până la urmă, fac treaba asta, o fac de plăcere, dar vreau să fac și un business din ea, știi? Să și trăiesc din ea. Toate că se întâmplă treaba asta. Și o să se schimbe treaba asta. Bun, deci ne-ai spus cum te-ai apucat de TikTok, cât ai reușit într-un an? Puteai mai mult? Ai zis că te întoarce. În timp și mi-a spus să postez, deci practic da, aș fi tot mai mult, da. Ok. Tu faci și YouTube pe lângă? Da. Cum te-ai apucat de YouTube? Am început cu YouTube chiar. Cred că mai 2019 și după aia în iulie m-am apucat de TikTok. Ce postai pe YouTube? Chestii basic, smash-uri, pass-uri, reacții, chestii de-astea ca să pot să cresc. La un moment dat după aia o să experimentez cu anumite idei și când ajung cred de 100.000 îmi iau și o placă frumos și mai continui să fac, îți dai seama, reacții, chestii pe care vreau să le vadă toată lumea. Și după aia experimentez, văd, uite, fac un challenge mișto sau... Cât mai e până la placă? 5.000, cred. 95.000? Crești relativ repede, nu? Bine, te Depinde, dacă postez chestii care sunt trend, uite, de exemplu, am făcut o reacție la Abi și cu Mocanu. Și eu trebuia să fac, nu. S-a dus bomba aia, îți dai seama, n-ai cum.
No, și de acolo ții 1000-2000 de subscriberi imediat. Da, gen, ai avut hate la clipul ăla? La cu Abi și cu... Nu, nu, chiar nu. Pe TikTok ai hate? Bă, pările sunt împărțite. Pările sunt împărțite, adică mereu o să fie cineva care o să zică ceva de tine, știi? Corect. Și eu niciodată nu știu comentariile alea. Mie îmi place așa, să fie așa un balans, gen, să văd într-o parte, mamă ce tare ești, că nu știu ce, eu iubesc pe bune, și într-o parte ești gen, ce pui mei cauți pe aplicația asta, dă-i delete, pleacă. A, deci nu ai problemă cu hate-ul. N-am. Eu cel puțin nu. Sunt alte persoane pe TikTok care primesc mult mai mult hate și e, chiar e nașpa, chiar e nașpa. Bă, și n-am mai văzut eu, ca să nu uit, că uit ideile. Bă, era un timp în care bubuise TikTok-ul, mâncați și gura ta. Vedeam pe For You numai Mirciulică, Gordon și Antonella, mâncați și gura ta. Bă, nebuneam. Un om așa zis, nu mai puteam. Credeam că o să zici de trendul ăsta nou, cu, eu așa-l numesc, care stă mai bine capră. A, olo, ăla cu capul da, jos? Da. Bă, ăla e etalatorul de cururi. Hai că, băi! Iubesc trendul ăla. N-ai, mă! Băi, orice, băi, frații mei, hai, mă, ce dreapă, bă. De-aia face, să vedeți, să vă arătați că aveți goz, nu că nu știți. Nu că am zis și eu să fac și eu content. Nu, fratele meu, de-aia și eu fac reacții, de-aia și el face reacții la Abi, că merge, că prinde și că... Aia a fost atunci, aia m-am gândit să fac atunci, nu? Că exact. Ce dracu, bă, mă rog, acum, în ultimul timp, a început, s-a mai stins, dar a început să iar cu Bela Porcu, sau cum o cheamă pe fata aia, eu așa zic, că nu știu. Nu știu, mă rog. Bela Porcu, cu aia, cu... Da, Bela Porci. Așa, Porci. Știi că are la follow pe TikTok? Am văzut un clip de la tine, ceva de gen, pe bune? Da, ai dat în ea sau? Hopefully când mă duc pe acolo, aș vrea. Stă în Anglia? Și din Filipine e bombă. Ce, mă? E din Filipine ea. E filipineză. Nebunie, mă! Dar știu că era o controversă foarte mare cu ea, că e tatuaje, că dacă a găsit-o cineva, dar mă rog, bă, a știut ea să facă face de la, a făcut ea, bravo, cât 25-30 de milioane, cât are? Acum are 29 de milioane. Făcut într-o lună. Făcut într-o lună tot. Da, mă, asta n-are, n-are cum să o dea pe zi, pe Charlie jos, nu cred. Băi, dacă te uiți acum la contentul ei, poate la followers nu, dar ea are o audiență mult mai engaging și asta mi se pare mai un pic mai bine, să ai o audiență care e engaging cu contentul tău. Da, cred că lumea deja s-a obișnuit cu Charlie, știi, adică deja... Hai pe altcineva, hai altă fată, vă rog. Da. Era la un moment dat și Avani, parcă. O, mie îmi place mult Avani, e așa freaky. Ia, și... Da, e bombă, îmi place. Trrrr, Madalina, fotos, domnia, zai, mă, te gădară în prunul! Și era bine și ea ta. Cine mai era? A, mă, n-am suferit niciodată pe aia, pe Addison. O, Stelo, aia da, mă, e ok. Bun. E ok, mama, un pic prea plinuță pentru gusturile mele, dar n-ai. Ne-am luat, l-am chemat la podcast, nu vorbim de TikTok, mă, n-ai. O, măi, n-am mă, șindeiru, banii, mi s-au legrat ceacrele, mă. Așa, deci sunt... Păi asta e bine. De ce? Nu, că nu e bine să ai ceacrele legate. Legate sau... Legate. A, legate, da, nu, asta nu e. Tu crezi și tu crezi? Bă, eu cred în energie, da. Pot să zic că eu nu știu dacă există chestiile cu chakrele, dar eu, uite, de exemplu, cum mă văd cu o persoană, poți să-ți dai seama de energie. Adică dacă o persoană bună, rea, cum se comportă, prin ce spune, poți să îți faci o concluzie în capul tău cum e. Ok, tu acum locuiești în București. Mm-hmm. Ok, locuiești în București. În ce zonă mai exact? Lângă Dorobanți, sectorul 1. Facultate, master, Dorobanți, ce cauți la podcast cu mine, mă? Acum faci niște calcule, nu iese, nu? Ce? Dar ce a fost încă? Nu știu, nici nu. Nu știu care a fost, am vrut eu așa ceva să da, nu mai. Bun, vorbeam de TikTok. Ce să mai vorbesc de TikTok, mai ești încă? Mi-ai dus viața la urină, mai băga mai în fac să mor eu. Trebuie să faci și tu un TikTok-uri mai des. Să o să te ajute. Nu ai văzut să faci conversie, să pui
secvențe din clipul tău de pe YouTube. Păi sau aia. Să faci un fel de... Ce zic? Aia aș putea să fac singura chestie ca să mă promovez și cu TikTok-ul. Dar da. Eu TikToker, da. Doar TikToker nu prea mă văd. Adică doar... Nu. Clar, nu. Eu vreau să fiu YouTuber. YouTuber. D'acord, ți-am... Și de asta ți-am recomandat, uite, de exemplu, dacă vrei să faci un top 5 pe YouTube legat de, nu știu, jocuri sau componente de calculator sau... Mă rog, am făcut persoane. un 5 feluri de autostopiști. Am făcut. Da, am făcut cu persoane, cu Imogen, cu Antonio Pican, cu Ale Play, cu Cosmin Nelson, am făcut mai mulți cu Neveu, deci eu am făcut astea. Sketch-uri. Eu vreau să fac foarte multe sketch-uri. Am vorbit acum recent să filmăm și cu omul cu Turet. Știu că trebuia să vadă cu tine, nu v-ați mai văzut. Mi-a părut mie rău. Cu mine? Da, zicea. Nu, mi-a dat el mesaj și a zis când ne vedem și eu am zis dacă vrei ne vedem mâine sau ceva de genul și a zis că eu deja plec. Dar eu nu puteam fix în ziua aia, cred. Nu știu dacă... Da, cred că așa s-a întâmplat, da. Nu, m-am fost și m-am văzut cu el când... Nu știu, era oricum săptămâna asta recent ceva. Și m-am văzut eu cu el și a ieșit un... că voia să se vadă, mă, cu Ghidu și trebuia să vadă. Ok, bun. Deci faci și YouTube și TikTok. Care îți place mai mult? E greu de ales. TikTok-ul are, ți-am zis, un reach foarte bun. Durează foarte puțin în general să faci TikTok-uri. Dacă vrei să faci un TikTok de esență, durează, îți dai seama, mai mult. Dar YouTube-ul mi se pare că are și monetizarea asta care este foarte atrăgătoare. E, dar pare și mai profi. Da, și când muncești la un YouTube video, când știi că le editezi tu ca lumea bombeu așa de 10 minute și îl postezi, e alt feeling, știi? La TikTok e gen, ok, am făcut următorul, let's go. Da, îți faci planuri, gen, ai pentru TikTok, ai planuri clar, de idei? Clar. Gen, nu, mi se pare că dacă vrei să faci ceva ca lumea, ai nevoie de un fel de plan sau o chestie care să te ghideze. Și am în notes pe telefon ideile sau sketch-urile care au prins cel mai bine și pot să repet chestiile alea sau, cum am mai zis, pot să experimentez cu alte chestii să vezi care prinde care, nu? S-a mai zis să faci și trenduri adaptate după stilul tău. Nu e bine tot să faci trenduri gen cum îl face toată lumea? Da, dar nu, dacă faci, mi se pare basic, mi se pare că e lipsă de cum să zic, de dedicație, de energie. Cum să faci o chestie pe care toată lumea a făcut-o deja? E ideea și o modelezi după personalitatea ta, așa mi se pare corect. Corect, cum am dansat eu odată cu cârnatul de porc. Mamă, ce, mă, băiatule, nu, viața mea, nu, no. Ok, și pentru YouTube faci ce-ți prinde la mână sau ce? Pe YouTube mă fac ceea ce vrea să vadă lumea în general, uite, de exemplu, reacții la sirene sau reacții la Abi și cu Mocanu, cum am mai zis, Smash or Pass-ul. Ai făcut reacții la sirenele? Da, la fiecare episod, dragul meu, la fiecare, no, trebuie. Man. Și voi auzi, nu mă judeca, dar a început să-mi placă, sincer, sunt investit acum. Băi, am făcut la primul și n-am mai, am zis, nu mai. Am făcut la primul și, deși eu îl analizez, pentru că și eu vreau să scot un serial, am scris vreo 80 de pagini la el și e multă muncă, aparatură. Ok, te-ai blocat. Stai un pic, așa, stai, mă suna, okay. Mă vezi? Ok, da. Deci eu vreau să scot un serial și foarte multă muncă la el și aparatură îți trebuie. Și am zis, bă, l-am analizat gen, nu neapărat din punctul cringe așa, că el e cringe, nu, orice, pentru noi, dar pentru copii e ce trebuie. Și a zis, mi se pare că e un clip, un serial pentru copii 3-4 ani, maxim 12 sau ceva gen, nu? A zis ea la un moment dat. Și tot așa am gândit-o și o zic, bă, fac și o reacție, dar voiam să le fac la toate. Dar deocamdată mă bucur. Mă uit la Techeș, îmi place mult Techeș, Lospa care fac reacții. Lospa. Băi, Lospa mi se pare cel mai șmecher de pe YouTube, Lospa. Bă, ce face omul și cum se dedică și cum le dă cancel tuturor, mi se pare. Știe ce zice, a dat, trebuia, deci a vorbit despre două subiecte, dar unul în care puteam să fiu și eu acolo și să dau un boost, gen, știi, s-a vorbit de o persoană pe care o cunoșteam și mi-a făcut mie niște faze de alea nasoale de lumea putea să zică, gata. Știi că ceea ce face Lospa mi se pare ca un proces, știi? El e procurorul, vine și aduce oamenilor, uite bă ce face ăsta. Da. Și oamenii decid.
la un moment dat, știi? Exact ca la procuror, eu sunt și cu de-astea, cu crime investigation, cu... Am înțeles, da, 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 așa e mic. Așa, pe TikTok, vorbim mai mult despre TikTok, că acolo e cel mai multe cifre și acolo e de cel mai mult timp. Deși, nu mai mult timp, ai zis că ai câteva luni în spate. Da. Ai avut vreun beef? Beef? Da. Nu pot să zic că am avut beef cu nimeni, dar nici nu recomand, sincer, există alte metode să crești. Mi se pare că toate beef-urile ori sunt gen făcute, gen să vorbesc între ei, să facă chestia asta și e deștept să știi, pentru că prinde până la urmă, n-ai ce să faci. Deci nu ai avut beef-uri, ai avut doar certuri mici așa? Ai avut certuri de-astea? Nu pot să zic că am avut certuri, nu, dar recunosc că am vorbit cu un coleg Plui, nu știu dacă îl știi. Ba da, ba da, ba da, mamă, știi pe băiatul ăla cu... Ba, ce... Dar nu l-am mai văzut în ultimul timp. El postează multe chestii care îl fac să fie shadow banned, adică să nu aibă reach-ul atât de mare. Și îl respect pentru că face TikTok-uri bazate pe ceea ce îi place lui. Și rămâne consistent în chestia asta. Bă, înțelegi? Da, nu se mulează pe trenduri. Mi s-a părut că își bate pula de orice, sincer. Exact. Omul da. Chiar își bate pula de orice. Da, gen, o face așa la modul... El chiar are o problemă cu treaba asta? Cum adică? Adică, gen, își bate pula de trenduri de orice la modul că, băi, nu fac eu ce fac tot și fac cum vreau eu, gen. Da, da, adică mă gândesc că, na, având în vedere că TikTok-ul nu e... stilul lui, adică cu contentul ăsta de copii sau cu relații. El face, sau cu el face YouTube? Nu face YouTube. Okay. Are niște videouri scoase, dar nu... Serios. Am văzut că foarte multă lume migrează acum din TikTok în YouTube, știi? Am văzut foarte multă lume. Că și te propulsezi automat, cum a făcut, tot vorbind de Charlie, mai ții minte cum a apărut Charlie prima dată pe YouTube? Hello, my name is Charlie, Bun, deci toată lumea migrează. Mai e un băiat care, nu știu, băi, sunt oameni care acceptă hate-ul și nu înțeleg de ce l-ar accepta, pentru că ei știu că odată cu hate-ul ăsta o să vină și urmăritor, știi? Dar eu nu aș putea să-l accept. Cum e băiatul ăla cu, cântă el o piesă, cu M6, ceva de gen. Alberto, nu știu cum. De când e eu? Da, știu. Sunt doi, MGK666 și Alberto. Și făceau niște TikTok-uri la un moment dat, dacă avem să vă dăm 400 de euro și vă dăm 800, vă bate singur sau ceva gen. Și după aia încă unul, că cine înjurați pe aici, că noi nu suntem trapper, dar ei voiau să cânte trap, știi? Și cântă trap. Și eram, bă, frate, dar de ce pornești atât de mult hate? Știi că oamenii ăia la un moment dat nu poate să-ți dea decă hate. Că tu asta vrei. Și mă gândeam... Mă, mie, sincer, mi se pare că hate-ul, într-o proporție destul de mare, e foarte, foarte bine pentru creșterea ta online. Oh. Adică dacă te uiți la, uite, Mara Ornean, sau la Abi, sau la multe persoane care sunt foarte virale, ele așa au început, cu foarte, foarte mult hate. Și având foarte mult hate, toată lumea aude de tine și după aceea te reglezi cu contentul pe parcurs. Ok. Dar e important să te reglezi, asta e faza. Deci ai zis că nu te-ai certat cu nimeni. Prietenii ai legat prin intermediul TikTok-ului. Păi, gen, sunt cei mai șmecheri oameni de pe TikTok, știi? Prima oară am ieșit cu Plui, unul Itus, care sunt exact pe vibe-ul meu. Eu sunt ca ei, numai că eu m-am mai adaptat să fac sketch-uri și TikTok-uri pentru audiența mea. Ok. Și la Global, unde sunt semnat acum, sunt foarte, foarte mulți TikTok-uri. Da, uite, de exemplu, Olivia Adams, care este cea mai șmecheră persoană, hands down. Ok. Și Inestana, dacă o știi, mă rog, ea nu e la Global. Tot așa, foarte de treabă. Foarte, foarte mulți. Am ieșit cu ei, sunt exact pe vibe-ul meu, toți. Ok. Bun, de ce legat și prietenii? Hai să vorbim despre treaba asta, dacă vrei, cu Global. Cum ai semnat cu Global? Cum s-a întâmplat treaba asta? Mi-au dat dintr-o dată mesaj și a zis, vrei să vorbim despre un potențial contract, că nu știu ce cu noi, și am zis, ok, putem să vorbim. M-am dus, am vorbit cu ei, opa, mă vezi? Da. Am vorbit cu ei, ne-am hotărât să semnăm într-un final și asta a fost. Da, sunt niște clauze destul de ciudățele acolo. Ai fost de acord cu ele? Băi, sunt niște clauze ciudățele. Dar prefer să nu comentez de ele, dar într-adevăr se putea mai bine, în total. Ok, și ești mulțumit aici unde ești?
Băi, da. Uite. La început a fost o perioadă în care nu s-a mișcat absolut deloc, dar acum au început. Uite, am făcut la Joy, am făcut la... Cum se numea înghețata aia, m-am și uitat. Am făcut și la un brand de înghețată. Am făcut și la... O să fac și la Henkel și la mai multe chestii. Bun. Vin, Păi ușor, ușor. și păi, cum vine, cum merge chestia asta? Adică ei practic îți propun branduri care sunt cele mai fit pentru tine Da. și tu le Nu, faci nu, la adică reclamă. au pe pagina lor creatori de TikTok și cu toate detaliile, cu analiticele, cu ce fac eu, ce tip ai, înțelegi? Se uită brandurile acolo și... Ok, și brandurile te selectează. Da. Nice. Păi și practic și tu ești plătit pentru treaba asta. Da, sunt plătit pentru fie, treaba asta, da. Mem, deci Îți dai ai să... ajuns Uite, un business. la ultimul am luat... La ultimul... Stai. Am luat 8... Nu 800, 700 de euro pe ultimul brand deal de chestiile astea, Păi da. și un Pentru... brand deal gen reprezintă mai multe TikTok-uri? Sau unul singur? Da, de obicei reprezintă mai multe, adică e un fel de campanie, cel puțin aș putea spune două, trei, dar au fost și cazuri în care am făcut unul singur și gata. Și am văzut foarte multe, nu știu dacă ai fost și tu acolo, a fost o nebunie cu Mirinda sau ceva. Mix. Da. Ce? Râd pentru că eu era concursul ăsta pe Mirinda și creatorul care avea cele mai multe like-uri pe sunet primea un telefon. Și eu cu singurii concurenți ca lumea eram eu și cu fata asta, Mara Ognea. Și eu când am făcut două videouri. Primul video nu s-a comparat cu al Marei. Gen, Mara era clar câștigătoare, oricum ai fi dat-o. Fix a doua zi, mai erau 4-5 ore până se anunța câștigătorul. Am făcut un video cu o tematică care știam că o să rupă. Am trecut-o pe fata asta. Și în 5 ore am avut cel mai locuit TikTok de pe sunetul ăla. Dar în final, am primit și eu și ea telefonul. Ah, nice. Ok. Bun, văzusem A fost treaba asta foarte amuzant, a și fost foarte vorbeam de amuzant, a treaba fost asta crazy. pentru că, știi, am văzut foarte mulți TikTokeri participând într-o reclamă pentru ei. Începeai direct. Când deschideai TikTok-ul, începea. Cum era Adina. Adina, o știi pe Adina Adina. Ceanu, Luis. cine mai era? Ana Petcu. Luis. Luis care acum, Da. în momentul de față, l-am văzut cap de afiș peste tot. Pe Luis? Da. La pe unde te uiți? L-am văzut, nu știu, a apărut și la TV-ul ceva. Uite, Și... ultima oară l-am văzut în YouTube-ul videoul lui Shelly Shelly. de pe YouTube. Ala, ieri, parcă, ieri. Ceva de gen. Sau el, da. Bine că și Shelly e cu Globalul și voi sunteți cu Globalul și probabil și Luis e cu Globalul și merge. Îți dai seama. E... Cum îi zice? E interconectat tot. Nu, Mix Brand sau cum zice? Nu. Când să... Știu despre ce vorbesc, știu. Mix branding. Așa, Înțeleg ce ceva zici. de gen. Bun. Băi, uite, ne-ai dat niște sfaturi. Deci nu e al doilea sau al treilea TikTok în care eu practic m-am comportat așa, să-mi bag, dacă mi-am dat seama, am vorbit, zici că niște ani de 50 de ani și am vorbit așa. Ce mai zici, mă, cum mai e? Bun. Și oamenii nu prea Și eu au mă simt aflat. confortabil cu Da, tine, nu să știi. prea au aflat... Bă, deja am filmat 40 de minute și te-am ținut în baie, mă. Lasă că dacă e Adevărul vreo... e că nici nu o să mai pot să stau Păi foarte mult, asta deci zic, asta zic. bagă Oamenii întrebarea asta, lumea. n-au aflat foarte multe, dar în schimb v-am postat pentru voi să luăm întrebări și o să iau câteva întrebări. Și dacă vreodată mai este timp, o să facem cu mare drag episodul 2 dacă o să vină, unde o să-l facem de la el de acasă ca să poată să stea de vorbă cu noi. Că nu dăm baie, mâncați-și. Ok, avem câteva întrebări. Ne găsim posibilități de acolo. Da. Dacă stai și în București, poate ne vedem vreodată. Eu stau în Pantelimon la Super Vai de chill, super capul chill. Dacă mă meu. bați la Among Us, ne vedem. Încerc. Bun. Danci 84 zice, face vreun sport? Da, am făcut foarte multe. Am făcut cel mai mult timp polo pe apă, 7 ani de zile. Am făcut și fotbal, am făcut și echitație. Numai că la echitație a fost o chestie foarte ciudată, în care eu mă credeam cowboy. Și mi-a zis instructorul să nu dai cu picioarele în cal, pentru că se duce. Și eu am zis, nu. Două undeva am făcut chestia asta și a început calul să alerge foarte, foarte tare. L-a prins instructorul până la urmă și mi-a zis, băi, boss, dacă mai mergea calul ăla încă 2 metri, tu cădeai și era groasă rău de tot. Și în momentul ăla m-am speriat și am zis, nu, echitația nu-i de mine. Ok. I am
Ionatan zice, cum a reușit să devină așa viral pe TikTok? Pe TikTok? Consistența, să știi ce vrea audiența de la tine, să postezi idei și sketch-uri bazate pe cererile lor. Și, na, până la urmă, trebuie să și-ți placă procesul, pentru că dacă nu-ți place, la un moment dat o să te lași. Mie îmi place la nebunie. Eu cred că o să mă las mai repede de YouTube decât de TikTok, chiar dacă YouTube e mai promițător. Pentru că pe TikTok e super plăcut. Câte ore ai stat pe TikTok să dai scroll așa, în continuu, pe bune? Bă, uite, acum mi-am adus aminte, stai așa, între întrebări să-ți mai zic o chestie. Ai pățit o chestie, ai făcut o chestie, nu știu ce. La un moment dat eu m-am uitat și știu că nu aveam prea multă treabă, nu aveam de gând să chem TikTok, că nu făceam podcast-urile și astea. Și mă uitam așa și eram foarte, zic, bă, ce dracule? Păi nisi un trend sau nu știu ce, de să ducea lumea peste tot și scria o chestie cu oculta. Ok, asta a fost o perioadă prin mai, mi-amintesc, a fost cea mai tare perioadă din viața mea, literalmente. Am format ceea ce se numește Oculta Brodărașilor și le-am spus brodărașilor, dacă vreți să fiți în ocultă, să vă schimbați poza de profil în cea cu Puffy, care este practic mascota canalului. Și toată lumea, pe lângă faptul că toată lumea și-a schimbat poza de profil, i-am pus să comenteze la toate TikTok-urile și niște battle cries, adică niște strigăte de luptă, care ar fi gen, ești demnă de zacuscă, sau Oculta te vede, sau Puffy îți acceptă sacrificiul, a fost ireal de bă, ca și, ca, n-a fost un plan foarte bun pentru imaginea mea, știi? Dar a fost atât de fun, a fost excelent. Deci în alea 2 zile, că 2 zile a durat, după ce mi-a dat toată lumea report, toată lumea mi-a dat report, eram să mi se închidă canalul din cauza Ți-a asta. dat Eu la report? FIFA. Ce nume? Ți-a dat report? Cine? Multă lumea mea. Toată lumea aproape. Păi de ce? Deci jumate de TikTok era în ocultă și cealaltă jumate mă detesta în momentul ăla Păi din de cauza asta. ce? Pentru că aparent oamenii nu vor să vadă comentarii Ești demnă de spamate cu zacuscă. Oculta te vede Da, peste dar le tot. făceai un bine, practică. Aveau reach, engagement. Adevărul e că da, mulți au și zis, bă, câte comentarii am primit cu chestia asta, dar pe de altă parte și înțeleg. Bă, e până la urmă, la un moment dat stresant să vezi asta în continuu Da. și în loc să vezi alte comentarii mai constructive, presupun. Ok. Legat de asta, a zis Marian Costi, zice, dacă tot ai primit bifa înapoi, o să arăți că o să o meriți. Că o meriți. O să arăt că o să merit? O să arăți că o meriți. Da, normal, mie mi se pare că arăt pretutindeni în continuu, Dar cum ți-au non-stop. luat Eu, bifa? din cauza asta, din cauza ocultei, din cauza ocultei, mi-am luat bifa, n-am mai avut voie să pun poză de profil o lună de zile, mi-au tăiat, nu engagement, reach-ul la jumate timp de o lună de zile și eu am stat să mă rog de ei, am gen, vă rog, please, e prima abatere, lăsați, mi-am învățat lecția, au zis, ok, bine. Și acum nu sunt în perioadă de supraveghere, dar dacă mai fac asta odată, se duce contul clar. Adică trebuie să Ok. am grijă. Ok. Bă, dar e discutabil cu bifa asta. În ce condiții îți dă bifa? Două posibilități. Ori ești super cunoscut pe TikTok, extraordinar, cu milioane de vizualizări, ori ești semnat cu o casă și ei vorbesc cu TikTok-ul ăla din America și te dă. Ah, ok. Două Și metode. dacă nu ești niciuna din astea? Baftă, boss. Ok. Atâta pot să zic. Manu Manuel 1115, ce face bunii? Bunii acum se uită la seriale turcești sau la Puterea Dragostei, mănâncă pufuleți sau mici și așteaptă să adoarmă în orice Ok. moment acum. XX Inafets. Zice, câte relații a avut Claudischi și la câte dintre ele a ținut cel mai mult? Am înțeles, am avut foarte multe relații, dar cele mai importante relații a fost asta de 2 ani de zile cu care am fost cel mai recent și alte relații în care am fost cu o fată un an de zile, numai că acolo s-a terminat mai rău, adică acum dacă mă vede, cred că mă scuipă, Ok. sincer. Ok. Alex CS zice, comportamentul de pe YouTube, cred că TikTok îl are și în viața de zi cu Da. zi? Dacă e o diferență, Da. eu spun că, cum am mai menționat, sunt anumite similarități, adică presupun că tot nebun sunt, tot copilăros, numai că îți dai seama că e o diferență, adică pot să stau cu tine să vorbesc decent decât să fac ca un nebun în continuu, cum sunt pe TikTok, știi? Ok. Bogdan Adrian zice, ai floci? Am voie să arăt?
Nu. Aici. Ok, multe comentarii despre bifă. Zice așa, cum te simți când ai am Cristinel? Cum te simți când te urmăresc atâta sute de mii de oameni? Onorat, sincer, onorat. Adică eu mereu mi-am dorit să fac videouri de content creation și toate chestiile astea și nu o să minți. Eu știam că o să ajung oare într-un moment, da, mă scuzați, încă 2 minute și ies. Știam că o să ajung la un moment dat aici și sunt foarte mulțumit și mulțumesc tuturor pentru susținere și vă promit că o să vă demonstrez că Bifa este merită, o merităm E noi, perfectă. toți brodorașii. Bun, trebuie să închidem, boys. Ca o ultimă întrebare, cum se comportă, cum se comportă sau reacționează la o persoană care îl vede pe stradă și îl recunoaște? Cum mă comport eu? Eu sunt super jovial cu persoana. Eu când sunt multe persoane care mă recunosc și n-au curaj să vină să facem poze chestii de astea și observ chestia asta și eu mă duc la ele și spun, eu sunt bosule, dacă vrei facem poze, facem un Ah. TikTok, nicio problemă. Ești foarte. Ai un engagement bun cu oamenii tăi și felicitări pentru treaba asta. Ok, te-ai blocat puțin. Că nu Așa. o să mai pot să stau. Da. Mersi mult că m-ai primit. Te pup dulce. Te salută fratele, Ai băi, cu grijă. mare drag la următorul clip când o să-l facem. Urmăriți-l acolo pe TikTok, pe Instagram, pe Yes. Claudischi. Yes. Te pupăm, boss. Ai grijă ce Seara bună. faci. O să le Ciao. fac eu. Salut. Bun, băieți. Ăsta sunt dublu eu. Trebuie să înțelegeți un pic pentru că el a trebuit să plece și l-am ținut 48 de minute. Eu nu știam că el o să stea acolo. Eu am vorbit cu el să filmăm la ora 10 noaptea și el a stat în baie nebunul. Deci a stat în baia unui restaurant. De tu îți dai seama că el a închis, el a ținut baia ocupată o oră? Da, și acum a rămas cu handicapat. Mă, se nască familia. Măi! Nu se mă uita la mine timpul a mea. Mă îngrim papagaue. E necunoaită. Măi, buaniu! Să mă o familia mea, se bat ca una tot. Te mine se vomeni astea, că vomeni nici că besem, nici că fac mătănii, acatiste, te de cu aici. Băi, glumă, glumă, Caterinca, Caterinca, dar trebuie să fim și serioși. Ăsta a fost podcastul de astăzi, mulțumesc foarte mult. Lu Claudischi că a fost alături de noi și ne-a răspuns la întrebări. Băi, m-am luat un pic, am făcut un free talk. Free talk, free talk, free talk, un free, o discuție liberă, pentru că m-am simțit așa de confortabil încât nu mi-am dat seama când a trecut 30 ceva de minute. A fost așa mindfuck. Deci, dacă v-a plăcut episodul, apăsați butonul de like, subscribe dacă ești nou pe acest canal, fără pe Instagram, lași gustul suprem acolo că se activă zi de zi și ne vedem la... Măi, te mine, te... Nu te... Nu, una. Ne auzim acolo, boys, pe Instagram, follow, că sunt activ zi de zi. Kiss.